Ideile cu care pleci, ideile cu care intri și ocupi o funcție sunt importante. Unii merg direct porniți pe căpătuială și pe... Să nu poate, uităm de ăștia, da. Poate sunt chiar convinși că, știu eu, dublarea salariului minim sau introducerea venitului minim garantat sau știu eu ce politică, controlul chiriilor în Cluj, că vai de mine ce scumpe. Poate ei chiar cred în chestiile alea. Nu este o judecată neapărat morală. Putem să comentăm în ce măsură sunt îndreptățite sau nu credințele respective. Ideea este că odată ce ajungi într-un astfel de sistem în care principiul de funcționare, principiul care animă decizia politică, este utilizarea forței. Economia este despre contract, politica este despre forță. În ultimă instanță, cea mai neutră și cea mai banală lege, prevedere legislativă, are în spatele ei, ca și garant suprem, forța militară nelimitată decât de legile fizicii ale statului. Că e vorba de trecut strada, de plătit o amendă, de depășire de viteză sau de trecere prin locuri nepermise, de nepurtarea măștii sau de mai știu eu ce, cele mai simple reguli, încălcarea lor înseamnă în ultimă instanță ori plata unei penalități, deci amenințarea, dacă nu, se întâmplă ceva rău. Vin penalitățile, vine executorul silit, dacă te opui vine jandarmul, până la urmă se folosește măciuca statului ca să te aducă în rând. Politica este despre forță. Deci este cu totul și cu totul alt mecanism de putere. Ideea asta de constrângere și de organizare ierarhică o găsim într-o anumită măsură, o găsim și în firme. Ea este cel mai vizibilă la multinaționale, dar o putem găsi și la SRL-ul din colț. Ascultă de mine că eu sunt șeful. Deci în firme găsim această relație de putere asupra cărora își direcționează atenția marxiștii și alți prieteni, tovarăși de-ai lor de drum, ca să zic așa. Dacă însă ne uităm ce se întâmplă în domeniul economic, posibilitățile acestea de abuz sunt mai limitate de faptul că cea mai puternică firmă din lume nu are asupra clienților săi puterea pe care o are cea mai amețită primărie din cel mai amețit stat. Cea mai amețită și cea mai slăbănoagă primărie poate să te oblige, poate să vină primarul să te hărțuiască în fel și chip și să apeleze la forțele de ordine sau de dezordine să vină și să-și impună punctul de vedere, dacă acesta coincide cu cel legal. În schimb, cea mai puternică firmă din lume, că o fi Exxon, că o fi Microsoft, că o fi Amazon, nu mă poate obliga să dau click, să mă duc la pompă, să iau produsul lui. Nu mă poate forța. Nu mă poate forța, chiar dacă are monopolul, nu mă poate forța să plătesc pentru serviciul sau produsul pe care mi-l vinde un preț mai mare decât îmi convine. Da, poate să-mi ia din acel surplus al consumatorului, poate să-mi ceară un preț mai mare decât cel care ar fi pe o piață complet liberă, pe o piață concurențială, dacă ar fi libertatea importurilor sau mai știu eu ce. Dar nu mă poate forța să cumpăr litru de benzină, să plătesc pentru expedierea în 24 de ore, un preț mai mare decât valorează pentru mine acel serviciu. În schimb, statul, guvernul, politicienii, mă pot forța să plătesc o contribuție la sistemul de sănătate, chiar dacă eu sunt nemulțumit de ce primesc în schimb, să finanțez impozite pentru învățământ, chiar dacă studenților mei nu le place de mine, da? De ce, cum predau eu sau așa, părinților sunt obligați să contribuie. Și este cu totul și cu totul altceva față de situația pe care o are ăla care are bufetul în sat și care e singurul cârciumar în sat. Dacă cere prea mult, omul nu vine.
își face el țuica lui.